Mihai, salut! Azi facem o nouă ieșire cu ATV-ul. Am ceva timp de când n-am mai ieșit. Cred că vreo lună, lună jumate. Suntem 4 ATV-uri. Și mergem să căutăm niște zăpadă. Mergem pe munte sus. Că m-am uitat pe camere și este ceva zăpadă. Revin cu filmare de când începe zăpadă, că acum n-are sens să filmez, n-am ce să filmez. A început să fie ceva zăpadă. Din ce am văzut pe cameră sus, se cade undeva la 20-30 de centimetri. Acum să vedem. E ca lumea pe aici. Deci în oraș plouă de rupe și aici deja e zăpadă. Într-adevăr, este fleșcăită, dar mai sus sigur e ca lumea. Și e destul de nașpa pe jos. Cam fuge de cur. Băgăm și niște drifturi. Mi-era dor tare de zăpadă. Bă, dar ce zăpadă e aici, băi, băiatule? Am băgat 4x4, că cu spatele fuge cam tare. Și nici nu prea pot să-mi iau viteză. Am început aventura. Pă, aici nu prea văd urme de mașini. Și e multă zăpadă. Băi, dar ce fain e. M-a spart vizirea, că nu văd nimic. A nins bine. Zăpada asta s-a pus aseară. Uite, acum și o renglă în podmolit. Dar ce mai a rămas aici? Cum că nu pare nasoal? Are presiunea în anvelope mare. Ce zici, Costine? Bă, dar are și presiune mare în anvelope, mă, cu ăsta treci, dă-l încolo, că ai diferențial. ATV-ul și ușor, mă. Dar unde vrea să dea, în față sau în spate? Trebuie să dăm ATV-urile mai pe... E blocat. Nu îmi vânte pe dreapta. Ia stai, mulcă-te pe el. Nu, 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 fii atent. Ca să facem aderență pe partea aia. Păi acolo. Hai, mă, să ridicăm cu ăsta, dă-l dracu. Hai. 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 Hai.
Bă, deja am tras pe el. E apasă zăpada, mă, nu prinde bine. A? Da, da, ai pus unii mari. Ba da! Îi dăm fața. Ăsta e diferențial, față, spate, central. Mamă, e un cal de mult. Și mie. Ai diferențialul cuplat, nu vezi când e volan cu tremurile goțele? Da, cu tremurile goțele? Au. Ia asta, mă! Mersi! Bă, bă, ce s-a afundă sărăcia! Oricum, tot pe aici ne-ntoarcem, dacă e să fie, ne vedem, ne întâlnim. Tot pe aici ne-ntoarcem și noi. Sănătate! Nasul tare pe jos, e apasă tare și te afunzi imediat. Da, poate vreo altceva, căsușoară și îi dai. Băi, da ce fain e! Aha. 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 Ce ai mai luat o razna? Mi s-a topit mânușa. Am pus-o să se suce la tobă și dacă am topit-o. Nu mă așteptam să fie atât de fierbinte, dar na. Mamă, ce e aici, băi băiatule? Ui, ce e aici, băi, ești nebun.
Dăm în spate, ne întoarcem că în față nu avem pe unde să mergem. Ne-am întors. Mai mergem într-un loc puțin mai sus, tot cu zăpadă. Măcar acolo sperăm să fie, să nu fie așa o mizită. Mă gândesc eu că e și mai fric și na. Mamă, nu văd nimic. E și zăpada asta măruntă. Am mâncat și noi ceva. Ne-am pus înapoi la drum. Avem pe aici, în dreapta, o bucată cu zăpadă mai mare. Oh! Mamă, ce mișto e pe aici. Băi, ce talent e. Mamă, ce șmecher e pe aici. Ia uite, copaci căzuți de la zăpadă, de la furtună. Ce șmecher e. Sau de o mie din față. Băi, ce șmecher. Îi dăm pe aici, prin stânga. Băi, dar ce mișto e.
Băi, cât de șmecher e. Mamă, și zăpadă mare. Pă bune, dar nu ne ajunge benzina până în dimineață. Bă, e frumos și seara, cum e acum cu oare de mișto, că vezi seara. Da. Mamă, și led-a fac tot. Da. Ce spui tu, băie, tată, ce-i pe aici? Mulți copaci căzuți. Foarte mulți. Dar e fain afară și nu este frig deloc.